Salutare, mamă, și m-am găsit și la un episod din Forța Corență 4. S-a schimbat, a venit primăvara. Bine, și la noi a venit primăvara, dar... Porsche 356 SL și un Lotus Elise din 99, care mai se zice. Și aici avem două mașini, o mașină legendară, un Koenigsegg CCX 2006 și un Shelby Cobra din 1965 pe care l-am. Nu mă interesează mașina asta așa tare. Ce putem câștiga? Un Fiat Dino, nu ne interesează. Super Wingspan, o mașină Chevrolet 02 pe care l-am. Un emote, o mașină rară, Volkswagen Ghia. Mamă, e din 1200 mașina aia. Și un Zenvo ST1 pe care l-aveam în Forza 3, în 4-1. Așa că deja puteți observa background ce conducem noi aici. Woo! Ha? Frumos, două culori așa, vă place? Bun, în momentul de față este tunată pentru... Hai, așa. Wow, dacă n-ar ploua, ar prinde puțin mai bine aderență. Este tunată pentru viteză. Așa că hai să mergem pe autostradă să facem un speed test și după aia vreau să încerc și altceva. Nu rupe vreun record sau ceva. Este doar tracțiune spate, n-am făcut all-wheel drive deoarece pierde destul de mult din viteză. Și... hai să vedem. Mai era că plouă. Asta chiar merită cauciucuri de drag. Dar după aia nu mai virez deloc. Ia uite ce, cu ce fac oamenii curse, cu hack-urile. Aia-s mașinile hack. Amândouă prind super speed-uri. N-am nicio șansă să-i bat, așa că... cum să-mi talpă? BMW-ul ăsta posibil să-l bat, dar restul n-am ce să bat. Bine, ăla din spate a uitat să plece, cred, nu știu. Viteză așteptată undeva la 403, maxim cu greu, din ce vedeți, adică deja trage greu una 7-a. Și aici mai și coborâm. Și uite, a luat un 400. Aici 403. 404, 405, 407, 408. Urcăm. 409 am văzut cel mai mult. Deci, na, era, dar 409 totuși pe coborâre, dacă ar fi să urcăm, n-ar depăși 403, zic eu. Și uite, vezi acum, de exemplu, accesează destul de greu. Dar, merge. Bun. Cam atât partea de viteză. Vreau să încerc pe drift, sincer. Mașină lungă oarecum, dar e coupe și tracțiune mare pe spate. Se simte destul de binișor pe viraje, dar în treapta 3-a și a 4-a trebuie să ai grijă cu accelerația. Frânele nu zrele, dar se simte că e mașina ușoară. Uitați, pe treapta 3-a, vedeți, are un torc foarte mare, un cuplu foarte mare și intră foarte ușor în drift, asta vreau să încerc pe drift. Adică e ideal cum e pentru și acum, dar... vedeți? Dar n-am unghiul ăla de întoarcere și vreau să merg pe munte, așa că... hai să mergem rapid la festival. Mașina asta n-am văzut niciodată în realitate, ci drept. Sunt multe mașini de-astea care... adică din toată lista de mașini pe care există, nu știu... poate că am văzut un 30% în viața reală. Dar... stai, vreau să upgradez. Dar sunt niște mașini de astea, adică, ca idee, am văzut un Bugatti, am văzut un Lamborghini, știi, prin București pe aici, dar asta nu prea o vezi. S-au fabricat și mai puțin, am impresia, știi, și atunci ne-am. La tuning atât aveți, all-wheel drive sau așa. Bun, hai să facem schimbările. Astea sunt bune. Hai, cutia de viteză e bună. Ăsta trebuie schimbat pe drift. Și cred că atâta. N-ai ce să schimb mai mult. Și tuning-ul a rămas. Bun. Install, continue. Și să vedem ce obținem. Mă aștept să sper să ai un bun de întoarcere și să nu pierd controlul la ea. Am un dubiu. Sunt unele mașini Forza la drift care nu excelează pentru că nu au un ghimbar de întoarcere. Prin construcție, pur și simplu, nu pot. Și cei de la Forza am văzut că oarecum au ținut cont un pic de valorile astea și i-au forțat foarte puțin, adică
Dacă unghiul de întoarcere, să zicem, era 100%, i-au dat pe drift 120%, suficient ca să te ajute să faci driftul. Asta sunt mașini care au unghiuri de întoarcere gen foarte mic, când în loc de 100 au gen 80 sau 70 și i-au dat 90. Și atunci, eu când stăm învățat cu 100 la o altă mașină, când aia trage 70 și mi-a dat 90, e prea puțin pentru cât ai nevoie la drift. Adică nu e recomandată, știi? Uite, asta, de exemplu, eu din ochi zic că are un unghi bun și că o să pot să fac driftul destul de ușor. Fulgele aia. A patra. Sau de... Nu sau de motorul. E electrică. Nu e electric, fac mișto. Mau, ce fuge! Sweeper a făcut challenge din greșeală. A cincea! Mamă! Deci pe... Wow, wow! Adreță, adreță, adreță. Pe specul de drift, rupe cauciucurile! No! Prin de adreță. Tăcea pe stradă, tăcea pe stradă, așa. Talpă, 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 talpă. Așa. Treia. Da, se conduce de minune la drift. Ai nevoie doar de treapta patra sau a treia. Uite, unghiul ăsta. Am forțat puțin pe treia și ați văzut că s-a dus. Dar plouă și trebuie să forțez mai puțin decât de obicei. Dar nu, se contează bine. Acolo se zice că am greșit eu. Oh. Nu pot să dau vina pe mașină. Mamă, fulgerea aia se văd genial. Și uite, avem și un player în față. Către talpa, a patra. Ce ai făcut, Bobiță? Ai greșit și tu ca mine? Frână. Ușor, ușor. Hai ce drift, masă. Că ce mașină de drift. Ce să ai în garda joasă, astfel îți permite să faci driftul cu viteză mai mare și să ții controlul. Toyota! A patra. Aici am greșit un pic, trebuie să am un drift mai lung. Bine, nu cer să bav un record, pur și simplu ce să vă arăt că e mașina bună de drift. Și cred că v-am convins, aici am greșit-o eu. Hai, colegul. Patra. Uite cum e cu viteză spre el. Până, talpă. Nu prea talpă, mai puțin de talpă așa. Și acum am intrat greșit în drift, ca unghi. Trebuie să o corectez așa ușor. Am așa ceva. Aia, tu ai rupt gardul, eu, nu? Și am ajuns la destinație și am făcut multe puncte de drift. Pardon. E o mașină bună de drift, arată bine, îmi place că are un aspect așa agresiv și pe stopurile de spate și pe față. Chestia asta chiar îmi place. E o mașină destul de... Nu știu dacă e legendară sau epică la clasă. Dar sunt de părere care să fie legendară, e mașină care nu o vezi în joc. Nu o vezi nici în realitate. Și nu e o mașină rea. Hai să vedem acum. Încercăm să facem un scor puțin mai bun. E mai dificil un pic la coboră pentru că tinzi să ai mai multă viteză și tinzi să pierzi mai rapid control sau să te duci în bălărie. Uite cum face el, posibil să vrească gardul. Mă uitam la el și am pierdut momentul. Așa. Ce-i drept, e mai mișto să ai unul în față, să vii așa în paralel lângă el. Dar nu mereu poți. Cam așa ceva. Așa, mai mult unghi, invers. Așa. Patra, așa. Așa ceva. Bun. Opa. 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 Așa frumos, invers. Asta a luat și el invers. E satisfăcător traseul ăsta de munte, n-am ce. Chiar îmi place că s-au gândit să fac așa ceva. Și partea că ai mașina transparentă, nu te lovești de player sau nu te lovești de AI când începi pe zona de drift, alte idee care merită aplauze, la care veni cu ideea. Că nu vrei să te lovești, nu vrei să-ți vezi de driftul tău. Dacă vrei să te lovești, îți faci un party, știi? Cam greșesc chiar acum că nu eram atent la ce fac. Mă uitam să văd cine e în jurul meu.
Da, overall, e o mașină foarte bună de drift, chiar. Foarte. Adică e de nota 9 pentru mine, nu e de 10. Că nu poate mașina de 10 în momentul în care o întorc din unghiul ăsta. Când reușesc să o întorc din unghiul ăsta și să nu pierd driftul, e de 10. Asta ați văzut că am reușit să o întorc de două ori într-un unghi care n-am putut să-l recuperez, deci 9. Bun, ca atât pentru episodul de azi, mașina asta puteți să o obțineți ori din Action House, ori din playlist, dacă faceți curs aceasta. Flight of the Valkyrie se numește și e o mașină bună. Ce poți zice? Ferrari. Hai, mai facem o tură înainte să cheie bumbuxelul. Uite, unghiul ăsta, vezi, și zic, asta mi-e problema. Exemplu cu un Nissan, acolo, cu Silva, de exemplu, care aia ar fi de 10, nu pățeam asta. Ne-am prins din urmă, lol. Fac drifturile mai cu viteză, e de fapt mult mai... Cred că au unghi mai mare, să zic așa, ce fac ei. Așa. Așa. În fel, aici este o zonă în care aproape că trebuie să te oprești să nu sari în parapetele la... Să ajungi la vreo 60 la oră în viraj. Hopa, hopa. Ia se învârtă. E, are o zonă totuși, de adevăr, când o duci într-un lung mai mare, e o zonă foarte mică în care trebuie să o întorci total să nu mai recuperezi. E puțin tricky aici, știi? Adică totuși ești total stânga și la un moment dat fugi invers și o pierzi. Dar dacă te înveți cu ea, mai ales când ne conduci pe planul pe uscat acum, probabil că e puțin mai ușor de manevra cu controlul, dacă a ruptă gardura. Asta s-a oprit să-și facă o poză la mașină, probabil. Așa. Și antena cu sat. Bun, ăsta a fost video de azi, sper că v-a plăcut. Și până la următoare, la revedere! Pa, pa!